ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Consumatorii vor afla astăzi valoarea compensațiilor în facturi pentru consumul de gaze, energie termică și electrică în funcție de categoria de vulnerabilitate. Agricultorii din mai multe raioane ale țării au pornit cu tractoarele spre Chișinău, unde spun că vor protesta nemulțumiți că autoritățile nu le-au îndeplinit revendicările. Un grav accident s-a produs azi dimineață la Soroca. Un camion și un automobil s-au ciocnit, iar două persoane au rămas blocate în autoturism, fiind nevoie de intervenția salvatorilor. Începând de astăzi, consumatorii pot afla din ce categorie de vulnerabilitate fac parte și ce compensații vor primi în facturi pentru consumul de gaz, lumină și energie termică. Anunțul a fost făcut la ședința Guvernului de Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Pentru categoria extremă vom compensa până la... Deci aceste gospodării vor achita 12 lei pentru metru cub. Acum prețul reglementat este de 18,7. Categoria foarte ridicată, 12 lei și 20 de bani. Categoria ridicată, 12 lei și 40 de bani. Medie, 12 lei și 60 de bani. Scăzută, 17 lei. Deci, în medie, vom acoperi 33% din tarif. Aceste tarife sunt stabilite doar pentru consumul a 180 de metri cubi de gaz. Pentru fiecare metru cub de gaz consumat suplimentar, gospodăriile vor achita la prețul reglementat, adică puțin peste 18 lei. Compensațiile se oferă în baza cererilor înregistrate pe pagina compensații.gov.md. Acestea vor fi recepționate până pe data de 25 noiembrie. Cei care se vor înregistra mai târziu de acest termen vor primi compensații cu o lună mai târziu. Fermieri din majoritatea raioanelor țării se îndreaptă spre capitală cu tehnică agricolă pentru a protesta. Se întâmplă după mai multe discuții cu ministrul agriculturii, care s-au încheiat fără rezultat. Fermierii susțin că mulți dintre ei se află în prag de faliment, fiind presați de datorii. Astfel au cerut guvernului să impună un moratoriu la calcularea penalităților și executarea zilită, solicitarea fiind însă respinsă. Fermierii din Basarabeasca s-au adunat în această dimineață la marginea satului Sadaclia pentru a porni cu toții în coloană spre Chișinău. Încă o lună de zile înapoi a fost congres fermierilor, la care au fost înaintate revindicări guvernului, care se iei careva măsuri de îmbunătățirea situației a fermierilor. Însă, până la momentul de față, noi careva schimbări nu le vedem, nu le simțim. Fermierii susțin că au înregistrat pierderi din cauza prețurilor mici la producție agricolă și că nu își pot acoperi cheltuielile și datoriile. Situația catastrofală din cauza că au fost prețurile joase, după cum știți dumneavoastră, la grâu prețul a fost de la 2,60, 2,30, 2,50, însă pe rafturile la magazine, cum erau prețurile, așa și-au rămas. La ulei, cum au rămas, cum erau, așa și-au rămas. Însă prețurile la floare au scăzut. Și din aceste cauze, o bună parte din fermieri au ajuns la pragul de faliment. În legătură cu acest fapt și din aceste motive, fermierii astăzi din toată Republica au hotărât să iasă la un protest masiv în toată Republica și deplasându-ne spre capitală. Astfel, agricultorii s-au adunat în mai multe localități de unde vor ajunge spre seară în capitală. Aceștia și-au pregătit pancarde și drapele înainte să pornească la drum. S-au pornit spre Chișinău și agricultorii din Cimișlia.
Fermierii vorbesc încă din primăvară despre problemele financiare pe care le au pe fondul războiului din Ucraina, cerând în repetate rânduri ca guvernul să vină cu măsuri de sprijin. Acum aceștia au cerut să li se ofere un răgaz la achitarea datoriilor față de creditori prin impunerea unui moratoriu la calcularea penalităților și executarea silită. Totodată, agricultorii vor compensații din fondul de subvenționare la produsele de floarea soarelui și porumb. Asta după ce anterior guvernul a aprobat alocarea 200 de milioane de lei pentru a acorda compensații fermierilor afectați de criza de anul trecut pentru culturile de grâu, orz și rapiță. Agricultorii s-au arătat nemulțumiți de această sumă acordată, întrucât, potrivit lor, ar fi nevoie de 700 de milioane de lei pentru a acoperi toate pierderile. Guvernul a anunțat anterior că a solicitat ajutor extern în acest sens. Grav accident la Săruga. Două persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce mașina în care se aflau s-a lovit puternic cu un camion pe șoseaua Săruga-Cosăuți în această dimineață. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede mașina grav avariată. Pompierii au intervenit pentru a descarcera victimele blocate în automobil. Salvatorii au scos două persoane din autoturism, una fiind în stare inconștientă. Responsabilii de la spitalul din Soroca ne-au spus că la ei a ajuns o singură persoană, o femeie de 66 de ani, care a fost internată în stare extrem de gravă în secția de terapie intensivă. Victimele accidentelor rutiere au fost comemorate aseară la Chișinău printr-o acțiune inedită. Un pieton din Lumânări a fost desenat în Piața Mare Adunări Naționale. Demnul nostru fiind ca și studenții ai medicinii, pentru că de pe acum ne învățăm să acordăm primul ajutor și învățăm că viața este una prioritară, ca toți să respecte regulile de circulație. La manifestația de comemorare a fost adusă și o mașină făcută zob în urma unui accident și mai multe scaune auto pentru copii. În câteva clipe revenim cu mai multe imagini de la evenimentul la care au fost prezente și rude ale victimelor accidentelor rutiere. Rămâneți cu noi! Metropolitul Basarabiei nu crede în intenția sinceră a Metropolitului Vladimir al Moldovei, care a transmis o scrisoare Patriarhului Kiril, în care vine cu reproșuri și acuzații. Acesta mai spune că șeful Bisericii Ortodoxe din Moldova nu va fi de acord niciodată să adere la Patriarhia Română. Pe de altă parte, preotul Pavel Borșevski afirmă că Metropolitul Moldovei a scris textul răvașului cu cea mai mare onestitate. Un răspuns de la Moscova a venit, însă acesta nu a fost făcut public. Scrisoarea este cu, sunt cuvintele lui, că este autentică, că este numai decât el autorul scrisorii, chiar dacă majoritatea care au comentat scrisoarea au zis că nu poate el scrie așa ceva. Pavel Borșevski susține că Mitropolitul Vladimir ar fi conceput scrisoarea timp de aproape 3 săptămâni și că a scris-o el, fiind redactată. Despre acest demers al dumneavoastră ați avut, ați discutat. Ce a spus domnia sa? Azi m-a înconvințat părintele Chebaș. Părinte Pavele, eu pot să vă arăt și ciorna, deci pe care metropolitul lui tare îi place. Eu am făcut câteva scrisori, câteva de la numele bisericii, dar și cu binecuvântare. Vă arăt, părinte, unde a lucrat la fiecare frază, la fiecare cuvânt al preasfințitului. Dar cât timp i-a luat? Că asta e o... Mi-a zis că vreo două săptămâni, dacă nu trei aproape, da. Scrisoarea a fost adresată doar Patriarhului Kiril și nu era destinată publicului larg, mai spune parohul Bisericii Sfântul Dumitru din capitală. Totodată, Pavel Borșevski susține că în discuțiile private, Mitropolitul Vladimir s-a plâns că nu poate merge în Ucraina. Este persoană non-grată, pentru că el este în cadrul sinodului Bisericii Ortodoxe din Rusia și nu poate merge la mormântul părinților, la casa lui. Mitropolitul Petru al Mitropoliei Basarabiei spune că nu crede în sinceritatea Mitropolitului Moldovei. Asta e treaba lui, ce vrea să facă. Eu atât știu că a trimis prin cineva un răspuns că el la Biserica Română nu va trece niciodată și atât. Atât știu. Nu din auzite, am auzit și eu, dar cunosc pe cineva care i-a trimis răspuns clar că el nu va trece la Biserica Română, chiar dacă va rămâne cu 10 parohii, el rămâne cu cele 10 parohii. La începutul lunii septembrie, Mitropolitul Vladimir i-a transmis o scrisoare Patriarhului Kiril, în care vine cu mai multe acuzații și reproșuri. În mesaj acesta s-a plâns că pierde tot mai mulți preoți și că nu poate opri ascensiunea Mitropoliei Basarabiei. Patriarhul ar fi trimis un răspuns care însă nu a fost făcut public. Peste două săptămâni, Mitropolitul Moldovei va merge la Moscova, unde se va întâlni cu Patriarhul Kiril al Rusiei.
Medicul șef interimar al Centrului Perinatologic Bălți, care ar fi fost prins în flagrant în timp ce lua mită pentru a asista o naștere, va sta în următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Bălți, care au admis demersul procurorului de caz. Prezent la ședință, medicul bănuit a negat acuzațiile care i se aduc. Instanța dispune, admite demers procurorul, în măsură preventivă arestul la domiciliu municipiu Bălți. Măsura a fost aplicată pentru un termen de 30 de zile, conform demersului procurorului de caz. La momentul de față trec acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor circunstanțelor cauze și respectiv stabilirea cercului de persoane vinovate. Medicul vizat neagă acuzațiile care îi se aduc. Nu comentez. Da, dar sunteți vinovat? Nu sunt vinovat, desigur. Nu vă recunoașteți vinovat? În comunicatul CNA însă era menționat că angajatul medical ar fi fost prins în flagrant în timp ce lua mită, mai exact o primă tranșă de 5.000 de lei. Avocatul acestuia a refuzat să spună dacă va ataca decizia magistraților. Nu s-a autorizat din partea clientului să dau careva comentarii. Ați văzut măsura preventivă care este? Directorul Spitalului Clinic Bălți a declarat că medicul vizat în acest dosar este suspendat din funcție pentru perioada în care lipsește de la muncă, iar pașii următori cu privire la cariera acestuia vor fi dictați de o decizie finală a instanței de judecată. CNA anunța că medicul șef interimar al Centrului Perinatologic Bălți a fost reținut în timp ce primea 5.000 de lei mită de la un bărbat. Suma ar fi fost o primă tranșă, doctorul cerând 7.000 de lei pentru a asista nașterea soției bărbatului. Ministrul Sănătății a reacționat într-un mesaj pe Facebook în care a condamnat orice percepere de bani de la pacienți. Nu urcați băuți la volan, nu stați în telefon atunci când conduceți, oferiți prioritate pietonilor pe treceri și respectați regulile de circulație, pentru că o clipă de neatenție poate distruge viața unui om. Cu acest îndemn au venit mai multe persoane care au organizat un flash mob în centrul capitalei de Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere. Un pieton imens desenat din lumânări pe asfalt a putut fi surprins în Piața Marii Adunări Naționale, astfel fiind comemorați cei 217 oameni care și-au pierdut viața anul trecut în accidente rutiere. 10 de studenți de la medicină care au participat la flashmob au venit cu pancarte și îmbrăcați în veste fluorescente pentru a atrage atenția la tragediile de pe șosele. Dacă mergem cu viteza regulamentară, noi eram astăzi la spital. Îndemnul nostru fiind ca și studenții ai medicinii, pentru că de pe acum ne învățăm să acordăm primul ajutor și învățăm că viața este una prioritară, ca toți să respecte regulile de circulație. N-am știut că neatenția doare așa de tare. Am venit cu un mesaj despre faptul la cât de neatentă este lumea când traversează strada, chiar și dacă este semnalul semaforului verde sau dacă este la trecere de pietoni, oricum nu se asigură, nu se uită în stânga și în dreapta. Ziua începe întuneca mai repede și noi purtăm aceste veste, avem chestii din astea reflectorizante care permite șoferilor, când sunt cu farele aprinse, să ne evidențieze pe noi. Totodată, aici, în Piața Marii Adunări Naționale, a fost adusă o mașină făcută zob, mai multe scaune auto pentru copii, jucării, dar și încălțăminte. Toate pentru a atrage atenția asupra numărului mare de copii care devin victime ale accidentelor rutiere. În trafic întâlnim des situații când copiii spun că renunță, nu doresc să stea în aceste scaune și părinții, într-o oarecare măsură, tolerează aceste situații, ceea ce nu este corect. De acest lucru răspunde viața și sănătatea copilului. Să susțină inițiativa au venit și câteva rude ale victimelor, printre ei tatăl, dar și sora lui Valerian, biciclistul tamponat mortal acum 9 luni la Stăuceni. Trebuie să avem o cultură, o conduită în trafic corectă. Trebuie să începem de la noi. Viața are prioritate, am mai spus-o de nenumărate ori. Întotdeauna cineva te așteaptă acasă. Să respectăm cu toții regulamentul circulației rutiere, să respectăm viteza, să cuplăm centura de siguranță, să avem grijă de copii, deoarece ei sunt vulnerabili. Reprezentanții mai multor ministere, inclusiv ai Ministerului de Interne, prezenți la eveniment, au menționat că se lucrează la dezvoltarea unei culturi de siguranță rutieră, fără a preciza ce măsuri concrete să iau. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, de la începutul anului, 171 de oameni și-au pierdut viața în accidente, iar alți peste 2000 au fost răniți.
Italia acordă Republicii Moldova un grant de 10 milioane de euro. Jumătate din sumă va fi pentru compensarea facturilor la energie, iar o altă jumătate pentru achiziționarea și instalarea contoarelor electrice inteligente. Un acord în acest sens a fost semnat la guvern de către ambasadorul Italiei la Chișinău și reprezentanții PNUD Moldova. Today's 10 million euro contribution is only the first one to pursue the goal of a stronger, more efficient and resilient Moldovan energy sector. But a further Italian 10 million euro contribution will follow. Reprezentanta PNUD în Republica Moldova a spus că astfel are loc extinderea suportului și colaborării pentru a permite reducerea vulnerabilității energetice în țara noastră. Banii urmează să fie împărțiți între Ministerul Energiei și Ministerul Protecției Sociale, câte 5 milioane de euro pentru fiecare instituție. Majoritatea resurselor vor merge pentru direct la compensații, o parte mai mică vor fi utilizate pentru a acoperi costurile de gestionare a acestui program, pentru că în spatele acestui sistem de compensație este o echipă care lucrează diligent. Iar banii care vor ajunge la Ministerul Energiei vor fi pentru un proiect pilot care presupune instalarea contoarelor inteligente pentru circa 35.000 de consumatori. Aceste contoare înregistrează consumul fiecărui consumator și raportează datele către furnizor. Care va permite să testăm diferite modele de prețuri, cum dacă stabilim prețuri în funcție de oră la ore diferite, cum se schimbă comportamentul consumatorilor și cum ne ajută asta pe noi într-un final să avem o mai bună repartizare a sarcinii rețea și o mai bună integrare a energiei regenerabile. Cum putem crește absorpția energiei regenerabile în rețea. Proiectul ar urma să fie implementat în 2024. Mizăm și beneficiem de acest sprijin ca și grant, pentru a nu pune presiune pe tarife cu această investiție, dar care ne va permite să evaluăm pe cât această investiție este benefică pentru rețea în total și pe cât se merită noi ca și țară să mergem înainte cu instalarea contoarelor inteligente deja din contul consumatorilor prin tarife. Ministrul Energiei afirmă că selecția consumatorilor care vor beneficia de instalarea contoarelor inteligente se va face pe un eșantion reprezentativ, astfel încât să vadă în mediu cum se vor schimba datele în rețele, dacă toți consumatorii vor avea astfel de contoare inteligente. Se agravează situația la granița dintre Polonia și Ucraina. Camionagii ucraineni au organizat protestul lor din cauza blocadei de peste 10 zile din partea șoferilor polonezi. Șoferii ucraineni le cer polonezilor să pună capăt blocadei și să le permită să se întoarcă acasă. Presa mai scrie că între cele două tabere ar fi avut loc și altercații. Cu detalii, revenim imediat. Rușii au lansat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odessa. Autoritățile locale anunță că nimeni nu a avut de suferit, însă mai multe clădiri administrative au fost avariate. Între timp, pe front, cele mai aprige lupte se dau în Avdiivka, unde ucrainenii anunță că mențin pozițiile. Apărarea aeriană ucraineană a doborât toate cele 14 drone Shahed lansate de forțele rusești noaptea trecută. Acestea vizau regiunile centrale sud-estice și vestice ale țării vecine. Forțele aeriene au spus că armata rusă a lansat și o rachetă în regiunea Zaporojie, dar aceasta nu a reușit să-și atingă ținta, căzând pe un câmp. Deși victime nu au fost înregistrate, mai multe clădiri au fost avariate. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării afirmă că 7 drone, dintre care 4 maritime ucrainene, au fost distruse deasupra Mării Negre, în apropiere de peninsula Crimeea. Între timp, Kievul spune că Moscova pare să trimită mai puține trupe și echipamente în bătălia pentru orașul Avdiivka, considerat o poartă de acces către capitala regiunii Donetsk. Aceste imagini publicate de un soldat ucrainean arată cum trăiesc militarii în interiorul unei fabrici, pe care rușii încearcă să o cucerească. Такова жизнь. На коксухине. Кухня.
Șeful administrației militare din Avdiivka a declarat că luptele au loc într-un cartier industrial și că forțele ucrainene rezistă pe poziții. Cu toate acestea, Ucraina se confruntă cu un deficit de tancuri, anunță oficialii. Aici, într-un depozit secret din regiunea Harkov, un echipaj lucrează fără întrerupere pentru a repara tancurile ucrainene avariate. Найчастіше, що трапляється і по яким причинам машина потрапляє сюди, це або ж наїзд на ворожу міну, або ж після обстрілу, після щільного артилерійського обстрілу. Ucraina a început războiul cu mai puține tancuri decât Rusia, însă ajutorul extern primit a suplinit în timp acest deficit. Președintele rus Vladimir Putin participă astăzi prin videoconferință la reuniunea G20 găzduită de India. Anunțul surpriză vine din partea purtătorului său de cuvânt, care a mai adăugat că liderul de la Kremlin va prezenta poziția Rusiei în contextul actual foarte turbulent. Participarea lui Putin este neașteptată, pentru că acesta nu a luat parte la nicio asemenea reuniune de la începutul războiului. În locul acestuia mereu era prezent ministrul rus de externe. G20, din care fac parte 19 țări, unele dintre cele mai avansate economic, altele în curs de dezvoltare, plus Uniunea Europeană și Uniunea Africană, va discuta probabil și despre războiul dintre Israel și gruparea Hamas. India asigură președinția prin rotația grupului până la sfârșitul lui noiembrie, când va începe mandatul Braziliei. Rusia vrea să-l înlăture pe Volodymyr Zelensky din funcția de președinte al Ucrainei până la sfârșitul acestui an. Rușii ar fi elaborat și un plan de destabilizare în Ucraina cu numele de cod Maidan 3. Dezvăluirile au fost făcute de liderul de la Kiev într-un interviu pentru The Sun, în care a spus că a fost vizat de mai multe tentative de asasinat. Rusia încearcă să divizeze societatea ucraineană, să creeze haos în interiorul țării și să-l înlăture de la putere, susține liderul de la Kiev. They want very much, and the name of operation is Maidan 3. It means to change the president. Maybe it's not by killing. I mean, it's changing. They will use any instruments they have. So that the idea to the end of the year, this year, it was the idea. În acest context, Volodymyr Zelensky a spus că nu ar fi prima dată când rușii ar încerca să le elimine, precizând că până acum ar fi fost vizat de 5 sau 6 tentative de asasinat. Normal. I think the first one is very interesting when it the first time, and after that you are just it's like COVID. How many have there been? I don't know. I really don't know. I think not less 5-6, not less. La întrebarea dacă Ucraina ar profita de șansa de a-l ucide pe președintele rus Vladimir Putin, dacă ar apărea o astfel de oportunitate, Zelensky a precizat că țara sa are dreptul la apărare. În interviul pentru Vesan, Zelensky mai spune că războiul din Ucraina se poate transforma în unul mondial dacă Rusia nu e ținută sub control. Moscova nu va ceda și va continua să lupte până când SUA și China împreună îi vor cere să-și retragă trupele. Dar dacă Rusia va învinge Ucraina, țările NATO din flancul estic vor deveni următoarele ținte. Transportatorii ucraineni și-au organizat protestul lor la granița dintre Ucraina și Polonia. Șoferii au agățat pancarte pe camioanele care se află la punctul de control, cerând polonezilor să ridice blocada. Au avut loc și incidente violente între camionagii ucraineni și polonezi. Așa arată acum punctul de control al frontierei Rava-Rusca. Transportatorii ucraineni au organizat propriul meeting la granița cu Polonia. Та що кажуть, нато дуже нервові? Не знаю. Довго то тривати не може. Я думаю, що однозначно цю проблему треба рішати. Чим швидше, тим краще. Я думаю, і для України, і для поляків. Nu poți să spui că noi nu așteptam atâta de la ei. Șoferii ucraineni cer polonezilor să ridice blocada care durează deja de 2 săptămâni, să permită camioanelor ucrainene încărcate cu mărfuri să treacă granița și cer returnarea permiselor de transport comercial pentru Ucraina. Ти три автомобілі на переході Гребенне Рава-Руська сидить четверо чоловік, які взагалі не мають поняття, що вони там роблять. Це, як на мене, це свого роду тітушки, які просто за якісь там певні суми сидять і виконують роль буквально. Наші машини фактично стали складами на колесах, тому що вони завантажені, виїхати туди не можуть, а ті, що там, не можуть з'їхати сюди. Presa scrie că între cele două tabere au avut loc și altercații. Ucrainenii ar fi aruncat cu pietre în camioanele polonezilor și ar fi dat foc unei remorci, iar unul dintre polonezi, care participă la blocarea camioanelor de la graniță, a amenințat transportatorii ucraineni cu un topor. Rava-Ruska, poliaki.
сокирами до наших. Șoferii ucraineni au declarat că nu vor bloca traficul pentru autobuzele, mașinile sau camioanele care transportă ajutoare umanitară pentru Ucraina. Camionagii polonezi au blocat la începutul acestei luni drumurile la 3 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina pentru a protesta împotriva ceea ce ei consideră a fi inacțiunea guvernului în legătură cu pierderea de afaceri în favoarea concurenților străini de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Israel și Hamas au încheiat un acord de încetare temporară a focului pentru 4 zile. În acest timp va avea loc cel puțin un schimb de prizonieri. Acordul va permite de asemenea ca sute de camioane care transportă ajutor umanitar, provizii medicale și combustibil să intre în Gaza. Armistițiul este salutat de toți liderii mondiali. În următoarele ore, rudele ostaticilor răpiți de Hamas vor aștepta vești despre posibila eliberare a celor dragi. The deal is talking about mainly about children. And this is just absurd that children are involved. De când Hamas a luat ostatici peste 200 de localnici din sudul Israelului, la 7 octombrie, rudele lor au așteptat cu disperare vești pozitive. Guvernul israelian și Hamas au convenit aseară asupra unei pauze de 4 zile în lupte. وايضا بموجبها هي تبادل يعني المدنيين نساء واطفال مقابل نساء واطفال من سجون الاحتلال. الخوض في التفاصيل هذا باعتقادي مش مفيد. المهم عندما ينتهي لأننا نخشى الاحتلال يراوغ له شهر وكلما اقتربنا من الاتفاق يعود إلى الوراء فنحن يعني Acordul semnat prevede ca 50 de ostatici ținuți în Gaza să fie eliberați în schimbul la 150 de femei și copii palestinieni deținuți în închisorile israeliene. Eliberarea suplimentară a unor grupuri de câte 10 ostatici va prelungi răgazul cu încă o zi. Acordul va permite de asemenea ca 300 de camioane care transportă ajutor umanitar, provizii medicale și combustibil să intre zilnic în Gaza. Premierul israelian a ținut să sublinieze că acest armistițiu nu înseamnă încheiere războiului. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו ולהבטיח שבעזה nu e niciun gorem ce meaiem al Israel. Între timp, armata israeliană susține că trupele sale au găsit un depozit de arme în interiorul unei moschei. De asemenea, armata israeliană anunță că, înainte de a fi încheiat armistițiul, a efectuat o serie de lovituri aeriene, distrugând posturi de observare Hamas și localizându-i pe unii dintre comandanții palestinieni. Bebelușii născuți prematur de la spitalul Al-Shifa din Fâșia Gaza sunt acum în siguranță. Aceștia au fost transferați în Egipt. Cu această ocazie, mai multe mame au putut să-și vadă pruncii pentru prima dată de când s-au început confruntările dintre Hamas și Israel. Cei 28 de bebeluși născuți prematur, care în weekend au fost mutați de la principalul spital din Fâșia Gaza Al-Shifa la maternitatea din Rafa, din sud, au ajuns în Egipt. Din imagini vedem cum personalul medical aflat în partea egipteană a punctului de trecere a frontierei Rafa ia cu atenție bebelușii din interiorul ambulanțelor și îi pune în incubatoare mobile, care au fost apoi duse spre alte ambulanțe. Unii dintre bebeluși erau însoțiți de mamele lor. Cu această ocazie, câteva dintre ele au putut să-și vadă pruncii pentru prima oară de la începutul luptelor. Această femeie are 2 fetițe gemene, care au fost puse în incubator imediat după naștere. Ayat povestește ce a simțit în momentul în care și-a văzut copiii după săptămâni grele de gânduri și frică. بكيت اول ما شفتهم لانه كنت لي فتره مش شايفاهم كنت كثير مشتاقه لهم اشوفهم في حضني. Situația nou-născuților a captat atenția internațională după ce au apărut imagini cu ei întinși unii lângă alții pe paturi la spitalul Al-Shifa din Gaza, după ce incubatoarele în care se aflau nu au mai funcționat din cauza lipsei de electricitate ca urmare a atacului armatei israeliene asupra orașului Gaza. În momentul în care medicii de la Al-Shifa au tras un semnal de alarmă, 39 de bebeluși erau încă în viață, de atunci 8 au murit.
Satul Pepeni, unde de ziua Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril localnicii au sărbătorit hramul, a vuit de muzică și dansuri. După ce au mers la slujba religioasă, oamenii au stat la masa de sărbătoare, iar seara și-au dat întâlnire în centrul localității, la hora satului. Tonul sărbătorii a fost dat de interpretul Nicolae Glib, originar din comuna Pepeni. După ce dimineața au fost la slujba religioasă, gospodinele din satul Pepeni, Sângerii, au întins masa mare. Maria Ghimpu și-a adunat toate rudele la ea acasă. Așteptăm. Dacă ne-au venit cu uscră, au venit în monomace, dădeam, mai aștept. Am pregătit bucate, trăcituri, zarmale, părjoale, cletite, rață în plută. Noi așa de la țară, rață în plută, asta e. Sat și casă. Fiți sănătoși, gospodina casei. Mulțumesc. Mulțumim de primire. Iar de la masa de sărbătoare, localnicii s-au mutat în centrul satului, unde s-a dat un concert de zile mari. Să venim o leacă, să vedem concertul, nepoată, neamurile. Leacă, tot împreună suntem. Anul ăsta mai frumos, da. Și de Doamne și mai pe urmă tot așa și. O întâlnire cu prietenii, cu neamurile, cu hramul satul. Așteptați oaspeți de seară? Deja au fost, că mai așteptăm dacă să mai vii. A doilea round, cum se spune. Nicolae Glib, originar din Pepeni, a fost cel care a dat tonul sărbătorii. Interpretul a cântat pentru consătenii săi cele mai alese melodii. În satul Pepeni locuiesc aproximativ 4.000 de oameni. Lumea Frozen, faimosul film de animație, a căpătat viață la Disneyland în Hong Kong. Mii de fani s-au înghesuit să participe la inaugurarea noului parc tematic și să le întâlnească pe prințesele Anna și Elsa. Turiștii pot încerca un roller coaster de mare viteză, să facă o plimbare cu barca sau cu Sania. Mii de fani ai faimosului desen animat Frozen s-au înghesuit la deschiderea noului parc tematic. Ei le-au întâlnit pe prințesele Anna și Elsa. În tărâmul de gheață, turiștii mai îndrăzneți pot încerca un roller coaster de mare viteză care oferă priveliști de basm. Iar cei mai puțin dornici de senzații tari se pot rezuma la o plimbare cu barca sau cu Sania, în timp ce se bucură de melodiile de pe coloana sonoră a filmului Frozen. Pe teritoriul parcului, vizitatorii pot întâlni diverse scene din film, cum ar fi din această încăpere decorată exact ca în peliculă și unde omul de zăpadă cântă piesa sa preferată. Apoi urmează camera cu troli. După care, pe scările rulante, te urci direct în castelul de gheață a prințesei Elsa. Disney a anunțat că în următorii ani vor fi deschise parcuri tematice inspirate din animația Frozen la Tokyo și la Paris. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!